De fapt, eu mă întâlnisem cu Adi. Știam, tot am amânat întâlnirea, el venise din Belgia și am ieșit să luăm masa împreună. Bianca știa de acest lucru și a tot dat telefoane să vadă când ajungem, pentru că a fost o ploaie infernală și a fost foarte greu să plecăm de la restaurant. Și suna în continuu, a terminat, a terminat. Singura întâlnire la care eu am participat a fost aceasta, când Bianca a vrut să se asigure că dacă lucrurile merg prost, cineva va fi făcut țapi spășitor. Și asta s-a și întâmplat. Ea n-ar fi avut nevoie de mine la întâlnire, nici n-am stat lângă ei. Ideea era că dacă s-ar fi aflat public și probabil nu în forma în care ea își dorea, din acel moment trebuia arătat cu degetul un alt om și care trebuia să fi fost credibil în primul rând, nu neapărat pentru public, cât mai ales pentru Victor. Ea m-a constrâns. Sau ea a știut și eu n-am știut, dar nu putea fi o persoană oarecare, pentru că Victor n-ar fi luat în seamă o persoană oarecare. Nu mi era ușor, adică mi era teamă, de asta am fost tot timpul precaută, de asta am încercat ca ei să rămână într-un loc în întuneric. S-a dus fix în acele lumini puternice. Iacă-tă. Acolo, în spate, nu? Iacă-tă, da, câte blocuri sunt aici. Practic, zeci de oameni ar fi putut să observe pe Bianca, o persoană pe care toată lumea o vede la televizor, și pe Adi, care, așa cum spuneai și tu, se îmbracă într-un anumit fel, nu trece neremarcat, fiind îmbrățișați și sărutându-se în condițiile în care ei, fiecare dintre ei, în momentul acela, aveau o cu totul altă viață în ochii publici. Toată lumea crede că Adi a fost titirezul Biancăi. Adi n-a fost niciodată titirezul Biancăi. Adi a fost un om foarte greu de dus pentru Bianca. Bianca cred că a fost titirezul lui Adi. O crezi pe Bianca în stare să se întâlnească cu Adrian Cristea în săptămâna în care ea s-a măritat? Așa cum spun multe surse? De ieri o cred pe Bianca în stare și să iubească ca o bezmetică cu o loialitate de a de câine ciobănesc și să facă orice. Pentru că ea face lucruri. Cunoscând-o pe Bianca, eu de multe ori în proximitatea ei eram pus în fața faptului împlinit și eram oripilată eu pentru ea, că nu era vorba de mine. Și știu că întotdeauna zicea, stai de rău liniștită, că se rezolvă. A fost Adrian Cristea iubirea vieții Biancai Drăgușanu? Cred că da, din ce știu eu, da.